Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea ZF Deschiderea de astăzi. În cadrul acestei ediții voi dezbate starea bursei locale și perspectivele acesteia împreună cu Mircea Iliescu, trainer, financial advisor și fondator BVBescu. Mircea, salutare! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră! Bună dimineața! Mulțumesc și eu pentru invitație! Înainte de toate, aș vrea să analizăm cum a evoluat bursa de la București în sesiunea de ieri. Vedem că după acea apreciere de 1,7% din ședința de marți, indicele principal beta a scăzut ieri cu 0,9%, iar lichiditatea de asemenea a dat înapoi 33,6 milioane de lei la jumătate față de media de tranzacționare a acestui an. Cum ai văzut tu ședința de ieri? Cum ai descrie-o? Ședința de ieri a fost una corectivă în cea mai mare parte a cazurilor. Practic, dacă ne uităm la companiile incluse în indicele BET, vedem că avem din 17 companii, 10 au terminat pe minus. Oarecum poate fi o ședință normală în contextul faptului că am avut 6 ședințe consecutive de creștere. Deci, o zonă de take profit ar putea să fie aici. Vom vedea ulterior dacă se va continua valul ascendent sau nu. Apropo de aceste creșteri, avem până acum un raliu de 8,6% în noiembrie, lună care în mod tradițional nu este neapărat dintre cele mai pozitive pentru piață. Cum motivezi acest trend pe care l-a avut bursa românească în ultima lună și ce așteptări ai pentru finalul anului? Primul rând, e o oarecare raliere la ceea ce se întâmplă pe extern, unde bursele mari au închideri pozitive majoritar, pe fondul banilor ieftini care se așteaptă să fie aruncați în economie sub formă de ajutoare, dar și pe fondul acestor vaccinuri care apar aproape în fiecare zi. Mai vedem un vaccin, o formă, o companie care spune că a terminat dezvoltat vaccinul în fazele finale și că va începe comercializarea în curând. Deci, cumva, este normal, suntem cumva într-o zonă pozitivă a așteptărilor, având în vedere faptul că nu se prevede ca pe finalul acesta de an să fie știri negative majore, foarte posibil posibilitatea cea mai crescută este să continuăm trendul pozitiv. Dacă stăm să ne gândim așa, pentru România, evenimentul major de final de an sunt alegerile parlamentare. Oarecum așteptările sunt destul de clare și incluse în preț în momentul de față, iar pe extern alte evenimente majore nu sunt la momentul de față. Evident, ele pot apărea oricând. S-a demonstrat anul acesta în martie. Revin la sesiunea de ieri. Topul lichidității a fost ocupat de Erste Bank, unde am avut tranzacții de 5 milioane de lei, un plus de 3,23% al acțiunilor. Banca Transilvania cu 4 milioane de lei al doilea loc, o scădere de 0,7%, și OMV Petrom, 3,4 milioane de lei tranzacții, o scădere de 0,3%. E vreo surpriză în topul lichidității? O oarecare surpriză, dar așa, o jumătate de surpriză ar putea să fie Erste Bank, care nu este o companie extraordinar de tranzacționată la București, ea de altfel este listată în secundar la BVB, listarea principală fiind la Viena. În rest, avem două companii mari, printre cele mai mari din piață, care de obicei stau în topul lichidității, cam Erste ar fi atât. Mircea, Sfera Group a avut cel mai mare avans din rândul emitenților din prima ligă bursieră, de 4,55%, după ce și marți a urcat cu 5,6%, deci iată peste 10% acumulat în două ședințe. Pare că se îmbunătățesc perspectivele pentru sectorul Horeca, pentru restaurante, acum odată cu aceste știri legate de potențiale vaccinuri care se dezvoltă. Ce perspective vezi tu pentru această acțiune în contextul actual și pentru perioada următoare? Da, probabil că acesta este și motivul pentru care am văzut aprecierile importante de preț pe Sfera Group în ultimele zile, aș îndrăzni să spun chiar aproximativ o săptămână. Da, evident, piața se așteaptă ca lucrurile să evolueze spre bine.
Măsurile pe care le-a luat guvernul, care au fost total defavorabile cu Horeca, din motive evidente, se așteaptă să fie reduse și atunci probabil piața ia în calcul faptul că am putea să avem o evoluție pozitivă pentru sfera franchise group în perioada următoare. Pe de altă parte, dacă ne uităm la datele financiare publicate de sfera la 9 luni, vedem că avem o pierdere de aproape 11 milioane de lei față de un profit de 32 la 9 luni 2019, în timp ce cifra de afaceri a scăzut cu aproape 28% la 9 luni față de perioada similară de anul trecut. Deci trebuie văzut totuși cât de repede și-ar putea reveni sfera și care vor fi rezultatele la final de an. Cu această creștere de 4,55%, cum spuneam, sfera a ocupat primul loc în topul aprecierilor. Am avut tranzacții de 215.000 de lei, 350 de lei, iar Brașov, al doilea loc, un plus de 4,33%, tranzacții de 56.600 de lei, și Erste Bank, iată, cea mai tranzacționată acțiune, ocupă locul 3 în topul aprecierilor, un plus de 3,23%. Ce poți să-mi spui despre topul aprecierilor? Sunt trei companii care în general nu se află în prim planul lichidității și în general în perioada aceasta va fi foarte posibil să vedem creșteri sau mișcări din acestea mai ample în sus sau în jos din partea companiilor pe care lichiditatea în general este mai mică. Tocmai pentru că este probabil să se tranzacționeze cumva pe emoții și asta îi va face pe investitorii de retail cel puțin să crească destul de mult de la o ședință la alta sau într-o singură ședință de tranzacționare prețul unei acțiuni sau dimpotrivă să vedem o corecție amplă, cum de altfel am văzut la Norofert, unde avem un minus 3 și ceva la sută. La polul opus avem Bursa de Valori București cu o scădere de 3%, tranzacții de 2,4 milioane de lei, Fondul Proprietatea, scădere de 2,3% și tranzacții de 643.330 de lei și Transelectrica, minus 2%, rulaj de 272.000 de lei. Cum ți se pare topul scăderilor? Dacă ne uităm în peisajul general al tranzacțiilor de ieri, vedem că sunt foarte multe companii care au pierdut mai mult de 1% față de ședința anterioară de tranzacționare. Cumva este normal ce s-a întâmplat. Este interesantă pierderea de 2% și ceva pe fondul proprietatea. BVB este o acțiune în care vedem de deseori creșteri și scăderi de preț importante, dar la BVB am observat în cel puțin ultima perioadă avem de fapt o evoluție liniară într-un range. Și Transelectrica este un pic o surpriză dacă ne gândim la rezultatele financiare pe care le-a raportat la 9 luni. Cumva, personal, eu mă aștept să văd o creștere mai importantă de preț și nu scăderi. Dar și ei au, dacă nu mă înșel, undeva în jur de 5-6% în plus față de perioada în care au raportat la 9 luni. Apropo de rezultatele la 9 luni, acum că le avem pe masă, mă refer în principal la companiile din BET. Ce așteptări ai de la raportările anuale? De unde aștept surprize plăcute, respectiv neplăcute? Și prin urmare, ce așteptări ai legate de dividendele pe care le-ar putea acorda aceste companii în 2021 din profitul pe acest an? Personal, cred că raportările anuale vor fi mai slabe decât cele de anul trecut. Deja avem o tendință conturată la 9 luni. Foarte multe dintre companii nu au avut raportări grozave. Dacă este să o luăm în funcție de cifra de afaceri și de profit, jumătate dintre companiile pe care eu personal le urmăresc, care sunt aproximativ 35-40 dintre cele mai importante, au raportat o cifră de afaceri similară cu
perioada de 9 luni din 2019. În schimb, 56% dintre ele au raportat un profit semnificativ mai mic decât cel la 9 luni de anul trecut. Dacă e să ne uităm la surprize sau la ce anume ne-ar putea pregăti companiile din raportările anuale, cred că companiile care au raportat bine la 9 luni vor avea niște raportări anuale bune, în timp ce acelea care au avut un profit semnificativ mai mic vor avea raportări mai slabe. Eu cred că valoarea dividendului va fi mai mică anul viitor din profitul din 2020 față de cel din 2019. Am vorbit despre marile companii și acum aș vrea să-ți aflu părerea despre companiile mai mici, cele care urmează să vină la Bursa de la București. Sunt aici mai multe, Safetec, Man Bricolage, Agroland, Raico Transilvania, Tu Performant. Acestea vor veni cu acțiuni, mai sunt și altele, dar cele pe care le-am menționat se vor lista probabil mai repede. Cum vezi tu aceste companii? Eu le aștept cu multă încredere. Sunt câteva companii care sunt foarte interesante. Să nu uităm aici că mai avem și Man Bricolage și ar mai fi încă vreo trei, dacă nu mă înșel. Agroland, Tu Performant, Man Bricolage, cel puțin pe partea de acțiuni și ar mai fi și multe altele pe partea de obligațiuni. Câteva companii aici foarte interesante, mai ales Safetec, Tu Performant, Man Bricolage și Agroland, iarăși companii pe care am văzut că investitorii le așteaptă. La Safetec am văzut s-a epuizat plasamentul privat în 37 de secunde, nici la celelalte companii la care s-a realizat deja un plasament privat nu a durat foarte mult. Eu de-abia aștept să văd aceste companii care au un management tânăr, au o altă atitudine de business față de cele de acum 10, 15, 20 de ani, să vină pe piață și să vedem o generație nouă de antreprenori care își vor crește companiile și le vor duce poate și în bet. Mă mut pentru o întrebare pe plan extern. Vreau să întreb ce îți transmite depășirea pragului de 30.000 de puncte pentru Dow Jones de la începutul săptămânii, din sesiunea de marți. Este o creștere sustenabilă? Mai este loc de creștere? Cum vezi tu lucrurile? Pragul de 30.000 de puncte este un plan psihologic. Cumva el alimentează optimismul pieței. Este mai degrabă posibil să vedem chiar o depășire a acestui prag în perioada următoare, având în vedere că din datele pe care le avem acum par să se adune, să facă o convergență pozitivă și piețele să crească. Dacă ne uităm un pic pe graficul Dow Jones de ieri, vedem că undeva spre seară la noi Dow Jones se afla undeva un pic sub 30.000, undeva la 2.800-2.900 de puncte. Deci probabil că și la ei testarea aceasta de 30.000 a lovit o serie de ordine de vânzare. E posibil o ușoară stabilizare aici, dar eu cred că șansele cele mai mari sunt să vedem creșteri, nu scăderi, în perioada următoare. Vine și luna decembrie, care știm că în mod tradițional este o lună pozitivă pentru burse. Șansele sunt mari să fie verde în continuare. În timpul acestei pandemii, mai mulți brokeri au raportat o creștere a numărului de conturi deschise, unii dintre ei dublări sau chiar triplări ale conturilor de tranzacționare față de perioada similară din 2019. Cum crezi că ar putea atrage Bursa Românească mai mulți investitori? A fost un lucru foarte interesant aspectul acesta cu brokerii. Am citit și eu știri în care spuneau că au crescut semnificativ numărul conturilor de tranzacționare.
cumva paradoxal, în condițiile în care avem o criză sanitară și una economică, oamenii se îndreaptă către piața de capital. Eu personal cred că brokerii sunt cei care trebuie să facă acest pas în a-i atrage pe oameni să vină către piața de capital. Din punctul meu de vedere, ei sunt actorii principali în această poveste și am văzut în ultima perioadă, chiar am văzut companii de brokeraj care au investit în promovare online și bănuiesc că acesta este și motivul pentru care vedem aceste creșteri ale conturilor. La ce să fie investitorii atenți până la finele anului? Ce crezi că ar putea mișca cotațiile în sus sau în jos? Sau altfel spus, la ce ești tu atent? Ce urmărești? În principiu, în perioada aceasta, cotațiile ar trebui să fie în principal mișcate de emoție. Emoția care ar fi sau care este generată de posibilitatea de a avea un vaccin în curând. Emoția care este generată de Fed și potențialele sume alocate pentru sprijinirea celor afectați de pandemie, de către ECB, la fel. Emoția cred că va spune cuvântul în perioada aceasta, tocmai pentru că nu avem știri majore din punct de vedere economic sau politic. Dacă stai să te gândești, alegerile în America s-au încheiat. Într-un final, rezultatul, deși nu a fost atât de previzibil, este acum știut și, într-un final, și Donald Trump pare să accepte înfrângerea. În Europa nu avem date semnificative din punct de vedere politic. În România, după cum spuneam, avem alegeri pe 6 septembrie, dar și aici singura evoluție negativă ar putea fi generată de un rezultat al alegerilor nescontat. Respectiv, ca dreapta să nu poată să formeze un guvern sau o majoritate stabilă în Parlament. Și atunci, suprapunând această lipsă cumva de evenimente majore, cu finalul de an, cu luna decembrie, care este o lună în general pozitivă, cu raliul de Crăciun care ar putea să aibă loc în acest an, cam 7 din 10, statistic vorbind, se întâmplă acest raliul de Crăciun, cele mai mari șanse, din punctul meu de vedere, este să vedem creșteri în perioada următoare. Ultima întrebare. Iată că bursa de la București este la ceas aniversar. În acest an împlinește 25 de ani de la reînființare. Care ți se par cele mai mari realizări ale bursei noastre și ce schimbări sau îmbunătățiri ai vedea în continuare? Da, este foarte interesant. Am participat și eu la unul dintre evenimentele organizate de bursă în săptămâna trecută în calitate de moderator. Personal, cred că față de cum era bursa acum, hai să nu spunem acum 20 de ani, dar acum 10 ani, când am intrat eu în piață, există destul de multe schimbări, chiar dacă ele nu sunt vizibile pentru toți investitorii, dintr-un motiv foarte simplu. Investitorii se uită la două lucruri, la numărul de companii listate și la lichiditatea din piață. Acestea sunt principalele aspecte care contează pentru ei. Însă trebuie să notăm câteva aspecte pe care bursa le-a căpătat în ultimii ani și la care exista o deficiență atunci când eu am început în 2010 să investesc la Bursa de Valori București. Avem o creștere evidentă a transparenței din partea reglementatorului, dar și din partea companiilor care sunt la bursă. Avem raportări financiare mult mai clare, există niște standarde mult mai bune, există o creștere a guvernanței corporative, inclusiv în cadrul companiilor de stat. Și avem un aspect foarte interesant. Mie un mare plus mi se par emitenții noi din piața Aero.
care sunt companii dinamice, companii mici, cu potențial mare de creștere, cu un management tânăr, care vine cu alte idei față de generația anterioară și s-ar putea să avem câteva surprize foarte plăcute acolo. Și ar mai fi un aspect de notat aici, creșterea pieței de obligațiuni. În ultimii 2 ani am avut destul de multe companii din mediul privat care au venit la bursă și au listat obligațiuni. O parte dintre ele s-au și listat pe piață cu acțiuni sau se pregătesc să se listeze. Bine, Mircea, mulțumesc mult de discuție. Mulțumesc, plăcere, mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea Deschiderea de astăzi. Alături de mine a fost Mircea Iliescu, fondator al BVBescu. Vă mulțumim mult pentru atenție și vă urăm investiții profitabile. Cele bune! Ai Alef News. Tragedia de la Piatra Neamț mișcă slujbașii statului. Ar putea dura mai multă vreme cercetarea? Anchete și percheziții show-off de aproape 48 de ore și ajungem cu succes nicăieri. Știu ce te interesează. Spitalele private ajută România în lupta contra COVID. Vin all inclusiv cu aparatură și personal medical. Serviciile oferite vor fi decontate de stat. Știu cum să te fac curios. Hai să vedem ce se întâmplă și în lume. Beijingul anunță că a vaccinat 1 milion de oameni cu rezultate promițătoare. După ce ne-au făcut ce ne-au făcut, acum ne salvează. Știu cum să emoționez. Ionuț Anghel, tânărul din Focșani care a așteptat 3 ani un transplant de plămâni, a murit. Seara de seara stau cu soția, stăm de vorbă despre cum ar fi să ne cheme la transplant. Toți deștepții care numesc managerii sistemul sanitar pe criterii politice se uită la povestea asta. Știu să conving. Guvernul României a demarat deja o campanie de vaccinare internă. Nu este normal ca niște angajați de la Ministerul Fondurilor Europene să fie trecuți cu prioritate. Știu să câștig. Rămân puțin în studio singur, așa și stai puțin. Știu, deci știi. Nu există împingi la știu. Împreună câștigăm dacă poți să spui după o oră cu noi. Știu. Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează-l la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă.